Bine v-am regăsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Reușita. Ne aflăm în luna martie, luna dedicată femeilor și, așa cum s-a întâmplat și în primele două emisiuni din această lună, avem invitată tot o doamnă. Îi spunem bun venit la emisiune Gabrielei Neagu. Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. O să discutăm despre psihologie, despre antreprenoriat, despre avantajele poate chiar și coachingului în business. Sunt multe domenii pe care le vom aborda în această seară, dar prima dată vreau să aflu care este traseul tău profesional de până acum. Păi, în primul rând, am realizat astăzi că s-au făcut 30 de ani de antreprenoriat. În 1994 am pornit, ca să spun așa, pe calea asta. Am trecut prin foarte multe etape. Am început întâi cu un business de vânzări produse, după care am mers așa treptat și am intrat în asigurări, în servicii, în imobiliare, iar acum, în ultima vreme, de câțiva ani, activez ca și psiholog și trainer de feminitate și fac coaching, deci m-am dedicat acestei activități, care îmi place foarte mult. Deci nu întâmplător te-am invitat la emisiune în această lună specială pentru doamne și domnișoare, luna femeilor, așa cum ne place nouă să spunem. Începuturile au fost în cu totul alte domenii de activitate, mult mai pragmatice, să le spunem. De ce ai trecut de la aceste domenii pragmatice? Dar până atunci, hai să ne spui cum a fost. Pentru că ne-ai spus, ai avut domenii de activitate relativ diferite, chiar dacă vânzările și asigurările au ceva în comun. Cum a fost trecerea de la un domeniu la altul și de ce ai optat pentru această parte care o practici acum? Imediat după Revoluție, fiecare încerca să facă ceva și atunci a fost o perioadă foarte bună ca să lansezi un business și atunci, împreună cu partenerul meu de atunci, am deschis această firmă. Bineînțeles că a implicat multe și reușite, dar și dezavantaje, pentru că pe vremea aceea au fost și niște împrumuturi bancare care ne-au afectat, fiind vorba de o inflație rapidă și munceam foarte mult, pentru că era nevoie să fii implicat în afacerea respectivă, iar eu eram mai mult în energie masculină. Treptat mi-am dat seama că nu mă mai reprezintă ceea ce fac și intrând în domeniul ăsta al serviciilor, m-am regăsit mai mult. Bineînțeles că și aici a durat o perioadă în care am tatonat lucrurile, m-am dezvoltat. Aceasta a fost perioada mea cea mai mare de dezvoltare personală, pentru că am mers la multe cursuri, nu poți să faci o afacere dacă nu te dezvolți tu, pentru că tu ești capacul afacerii tale. Și ușor, ușor m-am format în 2008, am intrat la facultatea de psihologie și de aici a început parcursul acesta, devenind coach, am făcut cursul de NLP și la ora actuală lucrez, chiar anul acesta am făcut o firmă dedicată acestui domeniu și lucrez și mă implic foarte mult în lucru cu femeile, în special. Spuneai că aveai o energie dintre asta masculină atunci. În ce reprezintă? Haideți să traducem puțin pe limbajul comun, pentru că voi folosiți niște termeni specifici, dar aș vrea să înțeleagă și telespectatorii, inclusiv NLP-ul, da? Care știm ce înseamnă, dar poate ne spui și tu, care ar fi terminologia aceasta? Definește-o puțin. Păi, energie masculină și energie feminină avem fiecare dintre noi. Acest principiu există în fiecare om. Numai că dacă te-ai născut în corp de femeie, trebuie să dozezi energia și să fii preponderent în energie feminină. Pentru că fiecare dintre noi suntem construiți diferit. Bărbații într-un fel, femeile într-un fel. Noi femeile suntem orientate spre interior, spre a fi, iar bărbații sunt orientați spre exterior, spre a face. Bineînțeles că și noi femeile, 30%, pentru că dozăm, am spus, această energie și un minim, un
minim un procent, să spunem așa, de 30% și noi îl folosim pentru a face lucrurile, pentru că și noi luăm decizii și noi acționăm în business-urile noastre. Numai că atunci când faci un business din energia asta feminină, acest business curge, vine de la sine, e cu mai multă ușurință, cu mai multă plăcere, bucurie. Banii vin altfel. O spun pentru că am fost, așa cum am spus, în energie masculină când făceam foarte multe lucruri. Eu am fost mai mult un lider decât un manager, adică mă implicam și aveam viziune, vedeam lucrurile cam cum s-ar desfășura și unde vreau să ajung și atunci eram cea care o luam înainte și era ca și cu mesajul, asta e calea, mergeți după mine. Bun, ai spus despre ce înseamnă să te naști într-un corp de femeie și să duci business-ul din această zonă. Ce înseamnă din punct de vedere al bărbaților, dacă poți să ne spui? Pentru bărbați a face e mult mai ușor. Pentru un bărbat este chiar bine să se confrunte cu provocările, pentru că creșterea de aici vine. Pentru o femeie nu este tot mai simplu să te confrunți cu problemele astea, să spunem, care țin de organizare, de a face lucruri, de a decide. Pur și simplu, noi suntem niște vizionare, noi avem niște idei pe care pur și simplu le pasăm bărbaților să le facă, să le îndeplinească. Și e mult mai simplu așa, mult mai ușor. Da, de aceea probabil că spuneai că la voi afacerile curg mult mai ușor, da? Sau, mă rog, ceea ce faceți, practic, este mult mai lesne. Cel puțin așa vi se pare vouă, nu? Da, eu acum am o comparație și de asta spun că este mult, mult mai simplu. Pentru că atunci când, de exemplu, mă trezesc dimineața și știu că am niște întâlniri și știu că îmi aduc aportul și contribui la o viață mai bună a femeilor cu care lucrez, pe mine asta mă împlinește mult mai mult decât ceea ce făceam altă dată. Dar bine, fiecare are calea lui. Eu o spun din punctul meu de vedere, cum am reușit eu și cum mi-am găsit eu misiunea. Că până la urmă asta face parte, cred că, și din planul fiecăruia de viață. Sufletul nostru vine aici cu un plan de viață, eu sunt convinsă de lucrul ăsta. Și avem parte și de o karmă, de ceea ce facem noi, de ceea ce spunem, de ceea ce gândim, asta și împlinim. Se spune de foarte multe ori, așa cum spuneai tu, că dacă gândim pozitiv, nu este acest trend în momentul de față și tot timpul auzim, ca să nu ai probleme, trebuie să gândești pozitiv, să fii tot timpul deschis la nou. Există o interconectare, să spunem, între ceea ce gândim și ceea ce ni se întâmplă? Clar, noi avem această plasticitate a creierului și în momentul în care ne deschidem această dimensiune a gândirii, avem parte și de alte rezultate. Pentru că ceea ce noi gândim influențează emoțiile noastre, emoțiile noastre influențează acțiunile noastre și, bineînțeles, implicit ajungem la rezultate. Deci este cumva o legătură în tot ceea ce facem noi, de asta am spus, karma ține de la ceea ce gândești, ceea ce faci, ceea ce simți. Bun, ai trecut prin mai multe etape profesionale până acum și aș vrea să ne spui dacă trecerea de la un nivel la altul, din punct de vedere poate și spiritual, nu mă refer la latura materială a discuției, este condiționat și de vârstă, adică, nu știu, poți ajunge, așa cum ai spus tu, să te descoperi la o vârstă foarte fragedă, la 20 de ani, de exemplu, sau trebuie să treci prin niște etape, să faci niște lucruri în viață ca să ajungi abia apoi la o concluzie în ceea ce te privește, cel puțin? Bine, avantajul meu este acum că am și o vârstă și am trecut de timpuriu prin toate etapele astea, dar nu este neapărat o condiție, pentru că vedem tineri în ziua de astăzi care chiar au acces la multă informație și o pun în practică astfel încât, eu știu, tineri care au bani la vârste fragede, nu așa cum am fost noi nevoiți la momentul acela. Asta ține și de trendurile astea ale societății, și de fiecare în parte, de până la urmă de ce îți dorești tu. Că poate fi cineva care nu și-a găsit calea, să spunem, chiar și la vârsta mea fiind,
oameni care s-au împăcat cu situația, cu soarta, că spunem de multe ori că avem o soartă, și nu ne căutăm acel potențial interior, fiindcă fiecare om, eu am convingerea că fiecare om vine cu un potențial interior care atunci când găsește condițiile îl împlinește. Care ar fi condițiile ca să reușești, pentru că toți suntem la emisiunea Reușita, să reușești, nu știu, în viață sau în afaceri? Păi, ca să reușești, este normal să fii tu bine cu tine. Asta este o condiție la care eu am ajuns, o concluzie la care eu am ajuns, o condiție principală. În momentul în care venim fiecare dintre noi cu un bagaj emoțional în spate, de la părinți, de la strămoși, pentru că eu lucrez, uite, și pe partea asta de transgenerațional și foarte multe lucruri le preluăm. Să ne gândim câți dintre strămoșii noștri n-au avut insuccese în afaceri sau poate unii dintre ei au experimentat foametea pe timpul războiului sau foarte multe situații care au influențat generațiile viitoare, fricile care s-au transmis mai departe și tot acest bagaj ne influențează. În momentul în care eu, că de asta am spus, a fost o perioadă a mea de dezvoltare personală, în momentul în care m-am dus în interior, am vindecat acele aspecte, acele comportamente, acele bagaje emoționale pe care, eu știu, poate le-am preluat de la mama, de la bunici, nu știu, m-am simțit liberă. Era ca și cum am lăsat jos un bagaj mare, niște pietroaie care mi-a târnau pur și simplu în momentele acelea și care împiedicau așa modul de gândire, modul de a vedea lucrurile. Eu credeam că totul este așa cum e predestinat. Or, nu este așa. Poți să ieși din această karmă, făcând, bineînțeles, altceva. Nu se și spune că este foarte grav, este un citat celebru, să faci același lucru repetitiv și să te aștepți la rezultate diferite. Da, pentru că, da, Einstein ne-a spus asta, exact. Că făcând aceleași lucruri ajungi în același punct. Eu spun, schimbă puțin, 5 grade schimbă direcția în care mergi și cu siguranță ajungi în altă destinație. Cum faci ca să schimbi această 5 grade, 50 de grade, nu știu, mai mult? 180 de grade probabil că deja e prea mult, sau e o schimbare radicală? Da, eu am făcut această schimbare de 180 de grade și pot să spun că a meritat fiecare moment în care poate am avut și eșecuri, poate am avut și suferințe, pentru că toate aceste lucruri m-au adus practic în prezent și sunt cine sunt. Eu am mars aceste etape, am luat-o gradat, nu a fost ceva peste noapte, un salt așa cuantic, dar toate sunt interconectate, toate aceste aspecte sunt interconectate. Sunt acolo noi dimensiuni pe care le descoperim bucată cu bucată sau treptat. Am mers, am văzut, am trecut de un succes, să spunem, pentru că fiecare dintre noi spune, domnule, eu nu sunt un om de succes. Bă, ești un om de succes. Gândește-te câte mici succese ai avut de-a lungul timpului. Fiecare să-și evalueze ceea ce are în viața lui și să fie recunoscător pentru ceea ce are, pentru că numai așa, eu am practicat foarte mult recunoștința și pe mine m-a ajutat mult starea asta de spirit. Să fii bine tu cu tine, cu sursa divină, pentru că fără sursă nu suntem nimic. Adică noi cumva primim energie de la sursa primordială și ghidare. Până la urmă, dacă stai tu cu tine în interiorul tău, primești la un moment dat impulsul, uite, mergi pe calea asta. Și de multe ori la mine s-a dovedit că a fost o decizie bună.
Ancora Limpex, numărul 1 în activitățile de deratizare, dezinfecție, dezinsecție și tratamente fitosanitare, înseamnă de calitate la standarde europene la cel mai bun preț. Seriozitate, competență și profesionalism numai la Cora Limpex. Îmbătați de soarele din Podgoria dealul mare, strugurii de pe plantațiile Ferruccio dau cele mai rafinate vinuri. Fie că vei alege un Cabernet Sauvignon, o fetească neagră, un rosé sau un Sauvignon Blanc, te vei bucura de o experiență extrasenzorială pe care nu o vei uita. Pentru că în fiecare sticlă am surprins bogăția pământului și dărnicia soarelui. Ferruccio. Pentru momente plăcute. Am revenit la emisiune, alături de noi Gabriela Neagu. Am vorbit în prima parte despre trecerea de la niște business-uri concrete făcute de o femeie care se simțea de fapt într-o energie masculină și am ajuns la chestiuni legate de coaching, de dezvoltare personală, de psihologie și hai să începem cu partea a doua, cu o întrebare legată de psihologie. Se spune foarte mult că în afaceri trebuie să fii și un bun psiholog, da? Să studiezi partenerul, să-i vezi punctele slabe ca să știi unde să le exploatezi pentru a aduce un eventual contract, un deal în favoarea ta. Da? Nu neapărat să-l păcălești, ca să nu spunem lucrurile așa, dar să-ți fie în avantaj și să profiți de acest lucru. Trebuie să fii un bun psiholog. Știu că și șahul este un sport care ajută foarte mult în business, nu dezvoltă memoria, dezvoltă inteligența, creativitatea. Care este părerea ta? Atunci când am intrat în imobiliare, în 2007, eram foarte încântată de businessul respectiv și ceea ce s-a întâmplat mai târziu, că de asta în 2008 am intrat la psihologie, mi-am dat seama că eu, având discuțiile cu clienții mei, mergând la ei într-un cadru, că intram în casele lor, în afacerile lor, era o, cum să spun, începuseră să discute cu mine lucruri mai intime, mai de familie, mai personale. Și mi-am dat seama că chiar sunt un bun psiholog. Adică făceam pe de parte, făceam meseria de agent imobiliar, dar pe de altă parte le ascultam foarte multe povești. Și am zis, de ce să nu transpun eu aceste povești și să fac cu adevărat din asta o pasiune. Și așa m-am dus eu spre psihologie. Da, noi toți suntem psihologi în felul nostru. Dacă ai fi mai atent la ceea ce se întâmplă, la modul cum comunicăm cu ceilalți, comunicarea ne transmite multe semnale, până și comunicarea non-verbală. Totul este la vedere. Dacă ești într-adevăr un bun psiholog, vezi din ceea ce ți se spune, din ceea ce, cum se comportă celălalt, cum gândește, intri puțin acolo în mintea lui și vezi toate mecanismele astea. Și este într-adevăr un lucru care pe mine m-a ajutat foarte mult. În primul rând m-am observat pe mine și mi-am dat seama că totul pleacă de la mine către lume. Așa cum sunt eu, așa atrag oamenii în jurul meu. Cum gândesc eu, așa mi se întâmplă. Că am spus tocmai că toate aceste procese duc la niște rezultate. E vorba și de energiile care ne înconjoară sau pe care noi le emitem? Da? Totul este energie, totul este un transfer de energie și este bine să ne înconjurăm de oameni care ne ajută, oameni de același nivel cu noi, ca să fie un schimb de energie echitabil și atunci dau și eu, dă și celălalt, e un
să spunem așa, ca un parteneriat, dar să ne înconjoare și de oameni cu mai sus decât noi, care pot să ne influențeze, eu știu, mentor de-ai noștri, dar și 33, cam, procentele sunt 33%, cam așa, ca să ne dăm seama care este ponderea a lumii noastre înconjurătoare. Iar cei care, să zicem, sunt sub noi, sunt cei pe care noi îi ajutăm, pe care noi, cărora noi le contribuim la o viață mai bună. Este un echilibru în toate. Traducând ceea ce ai spus tu puțin mai devreme în business, putem spune că un lider trebuie să se înconjoare de niște consilieri care să fie poate mai buni decât el, nu? În anumite domenii de activitate. Iar o companie să fie ca o adevărată familie, așa cum se spune. De multe ori e un slogan care dă bine în public, da? Dar dacă intri în interiorul acelei firme, s-ar putea să ai niște surprize. Crezi că afacerile de familie sunt mai trainice sau se pot impune mai ușor decât un business unde sunt asociați care au mulți bani și s-au asociat pentru un business, dar care nu este preponderent de zi cu zi pentru ei în ceea ce fac? Eu am făcut și afacere de familie, tocmai ce spuneam că cu asta am început. Am avut și în imobiliare, am avut șansa să pun în aplicare principiile pe care le-am învățat din toate cursurile pe care le-am făcut, și anume, ca să ajungi la succes, trebuie să ajuți oamenii din jurul tău să fie de succes, să ajuți clientul tău să fie de succes, să ajungi furnizorii tăi să fie de succes, să ajungi partenerii de business sau colegii de serviciu, că poate ești doar un angajat. Totul se rezumă la a face ceva, a contribui pentru ca ceilalți să fie ceea ce vrei tu să devii. Dacă eu vreau să devin un om de succes, trebuie să ajut alți oameni să devină de succes. Altfel, este doar interesul tău de a ajunge la un rezultat, dar rezultatele alea nu rămân întotdeauna în picioare. Este ca și cum ai construi așa ai face o construcție și ai pune o bază solidă. Ar veni acolo lângă tine oameni care îți văd principiile, valorile. Și este important să avem grijă cu cine ne însoțim, dacă avem aceleași valori, ca să putem să creștem împreună. Eu pe principiile astea am mers. Dacă vreau să cresc, să am oameni lângă mine, pentru că eu nu pot să le știu pe toate și e bine să ne înconjurăm de oameni care poate fac lucruri diferite decât faci tu și care te ajută și pe tine. Este un schimb. Eu te ajut pe tine, tu mă ajut pe mine. Cam așa. Apropo de ajutor, spuneai că faci și cursuri, da, pentru doamne. În ce domenii de activitate sau cum le poți ajuta? Și aici întrebarea este următoarea. Ne putem ajuta și singuri? Putem fi un autodidact pentru a ne dezvolta din punct de vedere personal? Sau trebuie să apelăm la cineva, un specialist, care să măcar să ne ghideze la început sau să ne deschidă un orizont, o idee, o cale pe care noi să mergem apoi? Foarte bună întrebare, pentru că da, se poate să te descurci și singur, de ce nu? Sunt atâtea surse de informație, numai că dacă ai un mentor îți arată calea mai ușor, adică până îți găsești tu calea, ai niște acțiuni, trece un timp, dar dacă ai pe cineva care te ghidează exact de la început până la final pe calea asta pe care tu ți-ai ales-o, rezultatele sunt mult mai rapide. Și pot să spun că o bună perioadă și eu am făcut atonări, am mers în multe direcții până când mi-am găsit această cale, dar cu ajutorul și a unor mentori. Altfel, nu spun că e bine așa sau că nu este bine, este bine cum ți-e ție bine, cum simți tu că ți-e ție bine. Dacă ți-e bine singur, da, poți să fii autodidact și să ajungi foarte bine la niște rezultate, dar cu niște costuri, cu un timp pierdut, poate, da. Un timp mai mult pierdut. Intrăm într-o librărie și vedem acolo un raion, scrie foarte frumos, cărți de dezvoltare personală. Și sunt multe, trebuie să spunem lucrul acesta. Am ajuns la concluzia, după ce am citit și eu câteva, că nu sunt foarte diferite ca și esență. Toate merg pe ceea ce spuneai tu puțin mai devreme. Un mesaj pozitiv, o gândire pozitivă, oameni care au surmontat un eșec sau o cumpănă majoră în viață, și sunt date acolo niște povestioare care
la sfârșit sunt și niște idei pe care fiecare dintre noi ar trebui să le urmăm. Sunt și cărți de NLP, da? Care sunt puțin mai evoluate, să spunem așa, și acest concept este nu foarte împământenit în România. Ce ai putea să ne spui despre programarea aceasta neurolingvistică? Eu când am intrat în acest domeniu, asta se întâmpla prin 2016, mi-am dat seama că putem să schimbăm structura de gândire. Pentru că datorită structurii noastre de gândire avem rezultatele de care spuneam mai devreme. Și chiar recomand celor care doresc să meargă în direcția asta să facă cursul de NLP și să învețe acele scurtături, ca să zic așa, pentru că, de fapt, NLP este scurtătura psihologiei. Și folosind de acolo principii, ajungi foarte repede la rezultate. Pe mine m-a ajutat foarte mult NLP-ul. Faci și tu astfel de cursuri? Faci și ce practici în momentul de față? Nu știu, sunt multe doamne care se uită la noi și vor să te cunoască sau vor pur și simplu să vină la un curs de al tău. Ce ar trebui să facă și în ce domenii le poți ajuta? Cursurile mele de dezvoltare personală, de feminitate, de dezvoltarea feminității, merg pe dezvoltarea noastră ca femei. Ce ar fi bine să facem noi ca femei ca să ne fie bine nouă, partenerilor noștri și copiilor, pentru că de ce m-am îndreptat eu către femei, fiindcă femeia cumva este cheia, să zicem așa, ea aduce pe lume copii, partenerul este bine dacă femeia este bine, este o stare a noastră a femeilor, pentru că noi de fapt suntem emoționale, bărbații sunteți mentali. Și dacă energia femeii, emoțiile ei sunt ok, știe să și le gestioneze, atunci viața devine mai echilibrată, mai în armonie și în familie și cu cei apropiați, cu exteriorul. Și de asta eu lucrez mult mai profund. Facem ateliere de feminitate, facem retreat-uri de feminitate și acolo se întâmplă multe lucruri. Chiar invit femeile să vină măcar la un atelier. Hai să le facem puțin curioase. Ce se discută acolo? Ce faceți efectiv acolo? Atât cât se poate spune, că sigur nu o să faci acum un curs la TV și să nu mai vină nimeni după aceea la tine. Nu e vorba despre asta, pentru că piața abundă de cursuri și nu este doar să faci un click și să poți să vrei să faci ceva, că ai de unde să alegi. În primul rând, e nevoie de autocunoaștere. Să mergem și să, tot mai spuneam despre vindecarea asta emoțională. Mergem mult pe vindecare emoțională ca să ne echilibrăm noi din interior. Și prin discuțiile pe care le avem, prin jocurile de rol, prin exercițiile pe care le facem, fiecare își dă seama de anumite aspecte pe care le are de schimbat, de transformat, să nu zic schimbare, de transformat. Mie îmi place să cred că fiecare dintre noi devenim tot timpul o altă variantă a noastră. Astăzi, cu ceea ce știu, cu ceea ce fac, nu voi merge spre mâine cu o altă cunoaștere, cu o altă hartă mentală, ca să folosesc din NLP, o altă hartă mentală extinsă. Mai avem un singur minut din această emisiune și aș vrea să transmiți celor care ne privesc un mesaj. Care ar fi, nu știu, ideea ta principală sau ideile tale sau trei sfaturi pe care ai putea să le dai pentru ca să reușim în viață sau în afaceri? În primul rând, fii bine cu tine. Dacă cauți în exterior soluții, să știți că soluțiile sunt în interior. Puneți-vă întrebări și vin răspunsurile. Dacă ești bine cu tine, toată lumea este bine cu tine în jur și vezi oportunitățile. E ca și cum ți s-ar desface așa un văl de pe față. Nu rămâneți în zona de victimă, și eu am fost acolo și știu ce înseamnă, știu ce implică și care sunt costurile.
aveți curajul să acționați, să mergeți mai departe, să vă găsiți calea. Este foarte important să-ți găsești calea, să nu mor cu muzica în tine, am eu o vorbă, pentru că dacă avem un talent și nu le expunem și nu contribuim acestei lumi cu talentul nostru, îl luăm cu noi pe lumea cealaltă și nimeni nu beneficiază. Să nu crezi că nu ești de succes. Ești de succes. Gândește-te dacă o persoană în lumea asta o influențezi cu ceea ce ești tu, prin simpla ta prezență, prin modul tău de gândire, prin modul tău de acțiune, pentru că foarte mulți oameni ne modelează. Și eu am modelat la rândul meu, vedeam oameni de succes și mă duceam către ei să văd ce fac acei oameni, care sunt acțiunile lor, care sunt obiceiurile lor. Și așa, în felul acesta, mi le-am însușit. Deci fiți atenți la oamenii de succes și luați-vă modele. Sper că și dumneavoastră, stimați spectatori, să fi recepționat câteva mesaje, cel puțin din această emisiune. Mulțumesc foarte mult, Gabi, pentru prezența alături de noi. Poate vom mai avea ocazia să discutăm, pentru că cu toții ne dorim succesul și noi aici la Reușita îl aducem întotdeauna în prim plan. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare la aceeași oră. Până atunci, toate cele bune. La revedere!